la toți, stimați colegi, stimată audiență. Întrerupă un pic? Vă așteptăm la urmă. Dar... Păi de asta și zic, o să... avem formă necesară, dar mai bine să trecem tot ce înseamnă. Până a trece nimeni logic la această ședință, vreau să anunț prețul care ne așteaptă jos, că din condiții sanitare nu se permite accesul în această sală, pentru a fi prezenți și ei. Dar, imediat după ședință, vom coborâ jos și vom da declarațiile de preț la întrebările care ne-au fi adresate. Și acum putem începe deja, da? Da. Ședința Consiliului Superior al Procurorilor de data de 6 octombrie 2021 se declară deschisă. Este o ședință extraordinară, deoarece ieri s-a încercat de a convoca o ședință, respectiv astăzi pe în corespondență aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a fost înregistrată cererea de ședință extraordinară cu proiectul de selectare candidatului la funcție de procuror general interimar, în conformitate cu revizuirea articolului 17, aliatul 16 din legea cu privire la procuratură. Raportor este domnul Iuliniencu, în cazul dat. Ședința este deliberativă. Notați, vă rog, în procesul verbal s-a apropiat și domnul Iuliniencu. Între timp, vă propun acum să votăm cu ordine de zi care a fost stabilit în această ședință extraordinară, pentru a fi propat. La vot. Votul membrului Consiliului Superior al Procurorilor a fost aprobată ordinea în zi. Și votăm, domnul Lecenin. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Într-adevăr, având în vedere situația care s-a creat în cadrul instituției, în cadrul organului procuraturii, noi am încercat ieri să convocăm o ședință, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu ne-a reușit pentru că nu am avut forum, respectiv pentru astăzi dimineața am convocat o altă ședință. Este vorba de două prevederi legale care spun că în situația în care procurorul general este suspendat, dincolo de alte circumstanțe, Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să selecteze un candidat la funcția de procuror general interimar. Acest candidat ulterior este propus pentru confirmare, aprobare către președintele Republicii Moldova, care are aceeași discreție ca și în cazul unui procuror general titular, adică fără calificativă de interimar sau provizoriu. De aceea, astăzi în ședință urmează ca Consiliul să decide cu privire la un candidat la funcția de procuror general care ulterior ar fi propus președintelui Republicii Moldova pentru confirmarea și emiterea unui decret. Eu nu știu care, cum se practică de obicei. Noi discutăm această problemă în deliberare sau discutăm în ședință publică? Nu știu care sunt regulile procedurale la nivelul funcționării CSP-ului. Pentru că, Se practică ca să respectăm legea, în primul rând. Și după cum vedem în fiecare loc, se selectează candidatul din câteva candidaturi pentru a fi numit selectat pentru zis procuror general interimar. Și în acest caz, alineatul 16, a legii cu privire la procuratură, la articolul 17, ne spune, procurorul general interimar va fi selectat de Consiliul Superior al Procurorilor din rândul procurorilor în funcție, potrivit criteriilor selectării titularului funcției, după cum dumneavoastră ați menționat. Deja după ce va fi selectat, dumnealui va fi propusă să este a doua propoziție din acest alineat, președintele Republicii pentru a fi numit în funcție de procuror general interimar. Da. De fiecare citește diferit legea. Eu am înțeles că potrivit criteriilor selectării titularul funcției trebuie să fie mai multe candidaturi, trebuie să avem prezenți pe acești candidați, trebuie să-i intervenim, trebuie să-ți prezinte
Nu, punctul lor de vedere. Deci, din punctul meu de vedere, doamna președinte, termenul acela se referă la respectarea condițiilor pe care trebuie să le întrunească un titular la funcția de procuror general, adică criterii ca sinonim cu condiții. Adică e clar că deci esența prevederii ar fi că titularul sau interimarul trebuie să îndeplinească exact aceleași condiții care sunt prescrise la alineatul 1 la articolul ăsta 17, în coroborare cu amprisia 20, care se face trimitere la condițiile generale pentru un procuror general, pentru că și nu la alte prevederi de ordin procedural, pentru că dacă mergem pe această ipoteză, înseamnă că trebuie să facem concurs, trebuie să așteptăm 30 de zile. Deci, dacă observați, acolo în același articol, acolo este indicat că prevederile alineatului 10 și 11, am impresia, se aplică în mod corespunzător. Deci dacă legiuitorul ar fi dorit ca să aplice și alte alineate în acest articol 17, ar fi scris în mod expres despre lucrul ăsta. Deci, din punctul meu de vedere, acea sintagmă se are în vedere că titularul sau interimar sau candidatul la funcția de procuror general interimar trebuie să întrunească absolut toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un titular care trece procedura concursului. Nu ați spus cuvântul concurs. Un titular. Deci interimarul trebuie să întrunească condițiile ce pe care... Ce propuneți dumneavoastră în cazul dat? Eu, de exemplu, am citit așa legea și am înțeles. Dumneavoastră... Dacă îmi permiteți, eu voiam doar câteva concretizări să fac. Nu vreau ca să diminuăm mai din rolul și importanța organului de administrare și cel puțin corect ar fi fost ca candidații la funcție de procuror general interimar să apară în fața Consiliului, să-i vedem la față și să putem să comunicăm. Putem să comunicăm și ei, să vedem... Să vedem unul, doar, putem să facem așa mai... Pentru transferuri am insistat întotdeauna, pentru cumulul activităților de procuror cu privire, dar am insistat cu oamenii să vină în fața noastră. Dar cum? Eu nu înțeleg, domnul ministru propunea să facem în lipsă oricăror. De asta și-am întrebat ce propuneți dumneavoastră. Eu am pronunțat cuvântul lipsă, eu am spus doar ceea ce doar înțeleg. S-a încercat o interpretare din partea fiecăruia din vorbitor. Da. Da? Cineva din colegi spunea ieri și ne avertiza că nu ar fi bine ca noi în cadrul ședinței să ne aventurăm în interpretare. Deci trebuie să avem aici o poziție fermă și mai apoi să procedăm. În situația în care noi suntem indeciși și în proceduri și în mecanism și în etape, mai întâi trebuie să ne determinăm noi și apoi să pornim la realizarea evenimentului astfel încât să nu compromitem chiar din stat. Pentru că da. Însăși cuvântul selectare înseamnă a selecta din cineva. Aici e fără care va interpretă din stat. Să determinăm în noțiuni, termeni și categorii, stabilim mecanismul clar și procedăm la realizarea lui. Discutăm discuții terminabile interpretând un termen sau altul. Pentru ce să rămânem în deliberare? Ce vreți să... Să decidem. Să clarificăm mecanismul, fiindcă domnul ministru zicea că nu cunoaște tradiții, dar tradiții de fapt nu sunt, și trebuie să le stabilim. Nu, tradiții sunt. Legea, dacă nu este un mecanism de aplicare, uneori... De cert este ceea ce înțeleg eu din lege, care cred că nimeni nu pune la îndoială, este că interimarul trebuie să întrunească absolut toate condițiile care sunt prevăzute pentru un titular, selectat prin concurs. Evident că Consiliul trebuie să intre în deliberare și să determine pașii care trebuie să-i parcurgem în minutele, orele următoare. Și eu propun așa să facem. Să intrăm în deliberare, să ne clarificăm cu asta și ulterior să luăm o decizie. N-am spus, doamna Fortună, nimic din ceea ce dumneavoastră imputați. Deci concluzie? Eu concluzie trecerea la deliberare. Da. Rămân în deliberare, să decidem ce facem mai mult. Care sunt mecanismul? Da. Cum o să... Probabil candidați tot trebuie în deliberare să-i anunțăm. Dacă noi mergem pe ideea că trebuie să-i invităm,
probabil trebuie să identificăm. Trebuie să identificăm. Când să anunțăm concurs. Dacă anunțăm concurs, trebuie să anunțăm monitor oficial, să facem, parcurgem doar toate etapele. Anunțăm și să depunem fiecare candidat, așa să fie, pam, fie vorba de interimare, toată altă procedură se impune. Mai mult ca atât vreau să menționez, doamna președinte, că dacă legiuitorul dorea să fie aceeași procedură ca și selectarea unui procuror în funcție, avea să scrie în aceleași condiții cum... Dar dacă nu este indicat chestia asta, înseamnă că la discreția Consiliului. Eu așa înțeleg. Da. Întrebări. Consiliul rămâne în deliberare ca să stabilească mecanismul pentru că a spus la ministru. Consiliul a stabilit mecanismul care va fi pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general interimar și acum anunțăm o întrerupere de 15 minute. Și pentru chestiuni organizatorice, proceduri organizatorice. În 15 minute continuăm ședința. Consiliul Superior al Procurorilor continuă. În cadrul dezbaterilor care am avut, au fost invitați doi candidați pentru a fi selectați în calitate de Procuror General interimar și îi invităm acum în sală. Este Dumitru Robu și Victoria Fortuna. Vă rog să îi invitați în sală. Dumneavoastră sunteți prezenți la ședința Consiliului Superior al Procurorilor și vă întrebăm dacă aveți repuzări ca cu dimendri. Vă mulțumim. De către corul de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor, ați fost identificați ca candidați pentru selectarea candidatului pentru funcția de Procuror General interimar. Și este necesar acordul dumneavoastră dacă veți participa în cadrul acestei proceduri de selecție. De acord. Cred că da. Vă mulțumesc. Și acum aș vrea să vă anunț că vă oferim timp și posibilitatea ca să vă pregătiți pentru ca să vă expuneți punctul de vedere al dumneavoastră asupra acestei proceduri care urmează să aibă loc. Și vă întrebăm dacă la orele 3 și 30 de minute, 15:30, veți fi disponibili și pregătiți. Disponibili de ce? De a fi în ședință și pregătiți. Da, domnul președinte, o precizare. Da, nu se expune asupra procedurii. Da. Dar probabil asupra perspectivei, da. Dar nu. În cadrul procedurii de selecție. Da. Vă mulțumesc. La moment, dacă sunt alte precizări, ședința se întrerupe până la orele 15:30. Vă așteptăm la această oră. Vă mulțumesc. Succese. Lila, succes. Poți ia loc sau? Luați loc, vă rog. Este ora 15:40. Ședința Consiliului Superior al Procurorilor de data de 6 octombrie 2021 continuă. La această etapă avem 3 cereri pentru examinare în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Avem prezent în ședința noastră și pe domnul Cărtoacă, care este titularul unei sesizări depusă astăzi în cadrul acestei proceduri de selectare a candidatului la funcția de procuror general în telemar. Domnul Cărtoacă, predicați-vă rog. Dumneavoastră sunteți prezent la ședința Consiliului Superior al Procurorilor și vă întrebăm dacă aveți recuzări față de membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Și opinia deja care vă spune dumneavoastră. O să plec nu se examinează o cauză privință dumneavoastră, dar se examinează o sesizare. Plec de la bună credință și nu înaintez nicio recuzare. Domn președinte, domn Hirtac, stați o clipă. Dumneavoastră v-aș înaintea. Mie? Da. De ce? De ce examinăm sesizare? Doamna președinte, în ce procedură noi? Ce faci? Cine e domnul Chirtoac? Și participant la procedură? Noi avem dumneavoastră, noi avem și examinăm, noi am prezentat
prezentat, ne-ați prezentat o ordine de zi dimineață, noi am aprobat-o toți colegii. Nu uitați că organul respectiv este un organ colegial, de sine stătător nu puteți luați, decideți și faceți mai departe și ne puneți în faptă că în fața unui fapt deja am primit. Dumneavoastră ați auzit cum am anunțat că avem trei cereri. Nu, dumneavoastră nu s-a anunțat. Acum s-a anunțat. Nu uitați cine v-a delegat în organul respectiv și pentru ce v-a delegat. Pentru că după expirare o să reveniți în rândurile colegilor dumneavoastră care se uită cum dumneavoastră personal convocați ședința și o sabotați. Doamna Baumuș, am întrebat fiecare din dumneavoastră, aveți nevoie să faceți cunoștință cu cerere? Ați făcut cunoștință cu cerere? Mai aveți nevoie de timp? A fost așa întrebare din partea creștinței? Da, dar doamna... Dar noi nu suntem la școală. Și cerere se examinează? Ne-ați trebuit să puneți în dezbatere, în discuție, să completează ordinea de zi, să lucrează după un anumit plan, din cât cunosc eu. Dar eu nu înțeleg modalitatea dumneavoastră. Ce are dumneavoastră, doamna Baumuș, vă ascult? De a pune la vot, dacă de a admite, cererile și cererile punem pentru examinare în cadrul conducerii în ordine de zi, pentru că prima întrebare este selectarea candidatului. Noi am anunțat întrerupere, de fapt. Noi am întrerupt ședința cu ordine de zi stabilită și aprobată de toți membrii prezenți. Ce ați examinat mai departe și atât? Și pe urmă decidem. Asta noi am întrerupt un subiect. Invitați priesa să vadă cetățenii și și facem. Noi ne certăm sau ne educăm la cunoștință pentru că când suntem... Fără presă este un fel, când vine presa, este nevoie de cer. Avem astăzi depusă la aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, în cadrul întreruperii care a avut loc din ședința de dimineață, sesizarea domnului Dorin Chertoacă, care sesizează asupra incompatibilității procurorilor Dumitru Robu și Victoria Fortună cu nominalizarea acestora la funcție de procuror general interimar al Republicii Moldova. Avem a doilea cerere. Din partea lui domnul avocatul Vasile Gafton, cerere, adresez Consiliul Superior al Procurorilor, prezentele copii de pe cerere de chemare în judecată și solicit în baza articolul 171, alineatul 4, cod administrativ, să fie suspendată procedura de selecție a candidatului la funcția de procuror general interimar, care dumneavoastră s-a făcut cunoștință. Și avem și a treia cerere. Este paravenită din partea domnului Fortună Victor, care a fost desemnat de către Consiliul Superior al Procurorilor, ca procuror care va investiga, va examina aspectele invocate în adresarea domnului Ghelilean, ca deputat și anume deputat celor subiecte. Și citesc și a dumnealui. Luând în considerare, sau trebuie să zicem mai de sus, să nu îi povestește că relatează care sunt acțiunile pe care le-a dispus, și anume că la 5 octombrie a pornit cauza penală, a fost conexat mai multe cauze penale, în baza articolului 324, alineatul 3, litera A, 352, alineatul 2, 327, alineatul 3 și 328, alineatul 3, litera B, tot penal, faptele de corupere pasivă, falsul în declarație, abuzul de servici și depășirea atribuțiilor de servici comise de către procurorul general Alexandru Stoianoglu. Respectiv, la 6 octombrie 2021, aproximativ orele 14, domnul Fortună menționează că a fost invitat la domnul Bordeanu, care i-a prezentat o cerere de recuzare, ce a fost depusă de către Vasile Gafton, Stoianoglu, în interesele bănuitului Stoianoglu Alexandru, și a solicitat să depună o explicație pe acest caz. Și acum solicitarea domnului Victor Fortună. Luând în considerare că sesizarea urmare a examinării căreia mi-a fost dispusă spre examinare prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor, în conformitate cu prevederea articolului 34, alineatul 5 de legea privire la Procuratură, consideră că toate plângerile împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor sale urmează a fi examinate la un fel de un procuror desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor după caz și nu de procurorul șef al interimar al Procuraturii Anticorupție, numit în această funcție, aici semnătura electronică și persoane care are statut de bănuit, nu prin intermediul persoane care are statut de bănuit pe acest caz. Domnul președinte. V-am adus la cunoștință absolut toate cererile care au fost depuse, ce țin de procedura pe care noi am declanșat-o astăzi. Acum vă ascult.
Deci, doamnă președinte, noi am anunțat întrerupere pe subiect. Înseamnă că trebuie să continuăm mai departe. Au fost anunțați participanții despre ora când se prelungește examinarea. Am stabilit, mă scuzați, eu nu v-am întrebat. Am stabilit ordinea. Deci eu vă propun să trecem la examinarea chestiunii, după aceea revenim la sesizările care sunt depuse. Sesizarea care a depus-o domnul Chertoacă, noi nu am, conform procedurii, nu am stabilit că invităm participanți în ședință. Am luat act de sesizare a domnului Chertoacă și o să avem în vedere când o să examinăm candidatura. Asta este propunerea mea. Sunt de aceeași părere, doamna președinte. Și în cazul sesizării domnului Furtună, care noi am recepționat-o, chiar dacă dumneavoastră ați menționat-o cumva, este vorba de intimidarea din partea, așa înțeleg, din partea domnului Bordeianu, eu propun ca noi să revenim imediat după finalizarea acestei ședințe. Eu cred că trebuie convocată o nouă ședință, probabil. Dumneavoastră aveți acest atribut ca președinte, sau putem să o facem și noi. Adică eu cred că ea trebuie examinată, dar într-o nouă ședință. Noi trebuie să finalizăm această ședință, care am inițiat-o dimineața, am făcut-o întrerupere, într-adevăr. Deci nu există niciun temei. Hai ca... Hai să mergem pe rând, dar la fiecare cerere care a fost depusă, o să-i supunem votului, cum domnul Stați ne-a propus, și să trecem la examinarea din mijlocită, procedurile noastre. Da. Dacă vreau anunțat, este procedura. Dar dacă ar veni 1000 de cereri, noi am depune, spune votului 1000 de... Continuăm. Continuăm. Două cereri între desățem de procedura dată. Da? Eu le pun la vot, dumneavoastră votați, vă exprimați pe vot. Doamna președinte. De a fi examinate până la declanșare mecanismul de expunerea punctului de vedere. Doamne, știi, dacă ar fi fost 10.000 de cereri aici, noi ați fi supus la vot 10.000 de cereri, una după alta? Luați că noi examinăm cereri prin care solicită suspendarea procesului de selecție. Asta prima cerere trebuie să decidem cu referire la... Cu referire la... Experte juridice. La sesizarea domnului... Dorin Chertoacă, o să o examinăm în cazul examinării candidaturii. Cu referire la celălalt al treilea subiect invocat cu procurorul care a găsit un lucru pe mână în dosar. Eu le-am văzut așa după cum o par venit cu bighere, nu în altă ordine. Deci propunerea domnului... Și am putea spune la vot, asta e, putem să examinăm cerere despre suspensarea procedurii de silenție pe care general a Da. Doamnă președinte, eu cred că cererea nu poate fi pusă, pentru că nu există nici un puternic cerere din partea domnului respectiv. Asta dincolo de aspectul de fond. De care e puternic cerere? Puternic cerere, mandat. Să ai mandat. Da, deci semnat este în urmă. Nu, cererea de a suspenda. Deci este semnată de Gafton. Asta e care e membru CEP-ul, da, de la Socialiști. Despre cine da? Nu are mandat, așa că... Hai să spunem vot că ați propus ca să supunem... Domnul Chertoacă să nu ținem aici în ședință, dacă nu examinăm noi să... Haideți să spunem... Noi suntem într-o procedură. Și eu sunt procedură de 5 ani, domnul Litvinenko. Cu bandiții pe care vrei să-i faci procurorul general. Eu am luptat. Dacă e votă de cerere de recusare, nu mi-am luat. Dar ce înseamnă? Domnul Chertoacă, ne calmăm da. Și stați liniștiți. Facem
Continuăm ședința prin cei ce am... Nu căutați motivul din procedură. Acolo unde noi ne-am oprit. Nu reveniți la statul de juristă, am vorbit. Domnule Chertoacă, dacă dumneavoastră vă ziceți să stați în cadrul acestei ședințe, vă rog să fiți calmi pe adevăr și noi să putem lucra. Propunerea noastră, domnul Șușu, așa am convenit acum, pentru că este o situație inedită. Suntem într-o procedură despre care am vorbit și dimineață, că nu a mai fost așa o procedură pe rolul CSP. Și ca să nu să fie respectate cel puțin aparențele, dacă noi ne conducem de lege, propunerea noastră cu domnul Șușu este să puneți la vot includerea în examinarea acestei cereri, înainte de a demara. Nu este puternicire pentru... Nu este mandat, nu. Ar o punem doar... Noi am făcut asta6 octombrie 2021, această pauză pe țara mult. Adresez Consiliul Superior al Procurorilor prezentele copii de pe cererea de chemare în judecată. Este prezentă și cererea, dar dumneavoastră o aveți fiecare în laptop și solicită în baza articolului 171 alineatul 4 teza 2 din codul administrativ să fie suspendată procedura de selecție a candidatului la funcție de procuror general. Pentru ca să nu dau citire la toate cererile de chemare în judecată, o să dau citire doar solicitările finale. Este și cererea că a fost înregistrată la Curtea de Apel Chișinău, ștampila instituției. Cererea de suspendare, înțeleg că e pe o pagină, să doar trimitere la lege și gata. Este cererea de judecată pe fața 6 de file, în care se solicită de asemenea și suspendarea executării hotărârii. De ce de mine cu asta? Nu avem nimic. Respectiv, de către domnul Stăriu au fost prezentate și extrasele din ordinea de zi. Acest ședință ce se crede pe cum vedeți copiile de pe dispozitiv, hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor. Și solicitarea, după cum am zis, la sfârșit, este, după cum vedeți, ca să fie suspendată executarea acestei hotărâri cu examinarea. Ca să nu dau citire dumneavoastră, deja le aveți fiecare. Dacă aveți careva opinie să vă expuneți, sau este necesar să rămânem în deliberare? Rămânem în deliberare. Consiliul rămâne în deliberare pentru a decide asupra cererilor adresate. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât ca cererea depusă de domnul Gafton să fie respinsă ca inadmisibil continuarea procedurii demarate de selecția candidatului la funcția de procuror general interimar. Respectiv, trecem la următoarea etapă, după cum am stabilit. Vă invităm în sală pe domnul Robu. El a fost primul candidat care a fost propus. Da, mulțumesc.
Mulțumesc, domnule superior al procurorilor. Am acceptat de participa la procedura de desemnare a procurorului general Indermar, deoarece nu pot fi indiferent față de destinul instituției procuraturii în care activez peste 16 ani. La fel nu pot rămâne indiferent față de oameni care activează în procuratură și care au dorință de a-și îndeplini un nest atribuțiile de serviciu. Pentru mine este important că împreună cu toți cei care sunt adepți principiul de legalitate, principiul de corectitudine și integritate, să depun un efort pentru a contribui la schimbarea percepției asupra imaginii procuraturii în societate, precum și a percepției asupra prestației fiecărui procuror. Desigur că în perioada de exercitare a interimatului, sarcina primordială este asigurarea funcționalității instituției în perioada respectivă. Mai ales în condiții în care este afectată imaginea instituției, iar personalul este demotivat. În același timp, consider că în perioada nominalizată urmează continua investigarea tuturor cauzelor de rezonanță la care societatea, de mai mult timp, așteaptă o reacție adecvată din partea procuraturii. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru expunerea poziției dumneavoastră. Sunt careva întrebări în fața negru. Da, stimate domnul procuror, dumneavoastră ați mai exercitat un mandat de procuror interimar, da? Iată, în acea perioadă ați reușit să contribuiți la, eu știu, documentarea unor cauze de rezonanță. Dacă da, care sunt? Care sunt succesele dumneavoastră înregistrate în perioada respectivă? Mulțumesc frumos pentru întrebare, domnul membru. După cum cunoașteți, în perioada toamnei 2019 au fost demarate mai multe cauze penale de rezonanță pe care societatea de mult aștepta întrebări din partea procuraturii. Cu regret, o mare parte din cauze penale așa și-au rămas la faza urmării penale, nefiind efectuate careva acțiuni continuare. Cel puțin, eu consider că cele începute în toamna anului 2019 pot avea continuitate și toate cauzele care au fost demarate în perioada exercitării interimatului funcției pot fi diferit de justiție. Iar societatea să primească răspuns la foarte multe întrebări. Inclusiv la cazul cel mai mare, furtul miliardului. Ce a fost din partea mea, ca procuror general interimar, eu ne-am depus toată străduința, anume de a demara și a finisa și a diferi justiției toate persoanele implicate în cea mai mare infracțiune care a fost săvârșită în Republica Moldova. Mulțumesc. Mulțumesc. Alte întrebări de absolut? Eu am întrebări. Vreau să clarific pentru mine parcursul timpului exercitării mandatului precedent de procuror general interimar și astăzi deja când am sunat numele dumneavoastră, nu știu cum sunteți asociat cu politicul. Puteți să ne faci o clarificare dacă care e comunicarea dumneavoastră cu reprezentanții clase politice din Republica Moldova, dacă aveți comunicare și de ce au apărut toate discuțiile astea? Mulțumesc frumos de întrebare. Activând în organele procuraturii mai mult de 16 ani, nu am avut nici o comunicare cu politicul. Și de fiecare dată am menționat, nu am comunicare, nu am fost niciodată influențat de careva factori politici sau de alte factori. Întotdeauna m-am cunos de cod de procedură penală, de legea cu privire la procuratură. Da, domnul Pătân, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu am o întrebare legată de unele discuții pe care le-am avut noi ieri în ședință și inclusiv am văzut că se vehicula și prin presă. Probabil o să fac și legătura cu întrebarea domnului Șușu.
legat de factor politic, se vehiculează, eu nu eram atunci membru CSP, se vehiculează că dumneavoastră ați fi încercat să depuneți presiune pe unii membri CSP să-și dea demisia. Ca o mare a influenței factorului politic. Da, mulțumesc frumos de întrebare, însă prelibereu n-ați dau curs la bârfile insinuările care au apărut intenționat în mass media. Mulțumesc. Alte întrebări, vă rog. Și acum să vă propun dumneavoastră, ca să nu vă dau nici chestii personale, dar să ne spuneți despre palmaresul dumneavoastră personal. Pe când activați în procuratură, care sunt funcțiile care ți-au da, mulțumesc. Activez în organul procuraturii începând cu anul 2006, ca procuror interimar în Procuratura Raionului Florești, ulterior fiind numit Procuratura Raionului Florești, în anul 2008 fiind transferat în Procuratura de Transport, în perioada anului 2013 am fost numit procuror în secția combaterea traficului de ființe umane Procuraturii Generale, unde am activat până în anul 2016. În anul 2016 am fost numit în funcție de procuror în Procuratura Anticorupției până la 1 martie 2018, când am fost numit în funcție de procuror adjunct a procurorului municipiului Chișinău. La fel, în perioada, deja 2019, am exercitat funcția de procuror general interimar. Ulterior, după exercitarea interimatului, am fost numit în funcție de procuror adjunct a procurorului municipiului Chișinău, unde activez în la ziua de astăzi. Totodată, exercit și funcția de șef interimar a oficiului nou creat, oficiul de reprezentare a menuirii în instanța de judecată. Nu, data trecută, dumneavoastră, când ați fost desemnat procuror general interimar, asta nu a fost prin hotărârea Consiliului. Pentru că nu Consiliul v-a propus la funcție. Parlamentul. Parlamentul, te nu. Votul așa de deputat. Și președinte. A fost propus hotărârea prin decret președinte. Alte întrebări, doamne? Și în completarea doamnei, putând eu o să adresez, înseamnă că nu aveți careva supărări pe votul de procuror? Poftim? Nu aveți careva supărări pe membrii votul de procurori din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor? Eu sunt o persoană care nu pot să am supărări pe colegi. Mulțumim. Dacă nu sunt alte întrebări? Eu nu voi. Nu, sunteți doar azi. Mulțumim. Da, mulțumesc. Ce vă obiul de venit, nu? Autorul este. Ce scuze, dar asta eu. Dacă dumneavoastră doriți să asistați, doar în calm și în tăcere. Nu o să părăsiți sala. Domnul Furtun? Da. Doamna Furtună, vă rog, chemați. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Consiliului. Deci ieri când am fost telefonată și urmându-mi succes, am crezut că este o eroare mecanică. Zic, probabil ați încurcat cu procurorul Victor Fortună, care este desemnat pentru a investiga obiectiv și multilateral toate plângerea depusă de domnul Carp. Astăzi, când am fost telefonată de secretara Consiliului, am rămas perplex și am înțeles că totuși egalitatea în genul există și se oferă posibilitatea de a arăta acei 15 ani de expertiză profesională dobândită pe parcursul activității.
Eu zic în felul următor, o furnică nu poate muta din loc la munte, dar cu siguranță, bucățică cu bucățică, îi poate schimba locul. Pentru mine, eu mereu am optat pentru un procuror independent, pentru un procuror profesionist, pentru un procuror care optează pentru o transparență totală a procuraturii, fiindcă până în prezent am fost martori la procuror-șefi. Eu propun un alt format a procuraturii, unde un procuror-șef își ia o altă abordare decât a fost până în prezent. Eu zic că procuratura are nevoie de o reformă, dar această reformă trebuie să înceapă de la procurorul general, ori în cazul ăsta procurorul general interimar. Avem, chiar dacă consider că procurorul trebuie să fie apolitic și optez pentru acest fapt și am optat pe parcursul instrumentării cauzelor penale pe care le-am avut în gestiune, în exercitare, în Procuratura Anticorupție, oricum avem un exemplu demn de respect, președinta țării. Eu mizez pe faptul, indiferent de situație, care va fi decizia dumneavoastră, eu consider că avem o nouă șansă. Avem o nouă șansă de a eradica corupția în procuratură. Și aceasta este foarte simplu. De a implica toate instituțiile de resort pentru a verifica, în primul rând, integritatea procurorilor. Într-a doilea rând, este foarte simplu de a verifica cauzele penale care sunt instrumentate de către aceștia. De a verifica expertiza profesională a acestora. Poate ar fi un exces dacă aș spune de rezultatele mele pe parcursul a 15 ani de activitate, însă mereu am fost acea care nu a fost posibil de a fi șantajată ori impusă de a instrumenta cauze penale politice. Toate cauzele penale instrumentate de către mine au fost deferite justiției și sunt cu sentințe de condamnare. Eu astăzi vreau să vă mulțumesc că ați demonstrat încă o dată că un procuror care poate să vină în fața dumneavoastră va fi apreciat după criteriul meritocrației și nici de cum nu un procuror politic. Eu sunt gata să răspund la toate întrebările care le aveți față de mine la moment ca procuror în Procuratura Anticorupție. Eu sunt mândră de faptul că pot să-mi exercit atribuțiile funcționale și să fiu astăzi în fața dumneavoastră cu ochii deschiși, cu urechile deschise și gata pentru a merge în lupta pe care mi-o asum pe deplin. Vă rog întrebări, dacă sunt. Bine, dacă îmi permite, doamna președinte, da. O întrebare scurtă, doamna candidat. Din declarația dumneavoastră de avere, declarați un automobil la prețul de 500 de euro din anul 2012. Puteți explica? Da, este un subiect aparte și chiar eu, din momentul când am venit în procuratură, am declarat toate bunurile pe care le dețin și astăzi pot să reiterez că vin dintr-o familie sănătoasă, o familie care își asumă responsabilitate pentru felul de a fi. Aferent la automobilul în cauză, chiar am depus în anul când, că mereu am fost incomodă pentru toate regimurile și se cătau diferite subterfugii pentru a arăta și acele laturi negative pe care consideră ei că sunt, însă am depus chiar și o cerere la capitolul acesta, la Agenția Națională pentru Integritate și dacă nu mă înșel, aceștia chiar și au emis o decizie prin care au arătat că este argumentată declarația mea, fiindcă am prezentat și un contract de vânzare-comparare care atestă că automobilul are valoarea în cauză. Și nu cred că poate fi contestat ori acordul dintre mine și cumpărător rămâne unul care unul veritabil, haideți spunem. Mai mult ca atât vreau să vă zic că acest fapt poate fi verificat, că
automobilul când l-am procurat, pot să vă dau acum, fiind aici, numărul de telefon a persoanei de la care am procurat automobilul, să-l telefonați, să verificați. Automobilul, într-adevăr, era avariat și nu văd de ce... Deci aș scrie minciune acolo. Chiar ce aș scrie dacă modul l-am cumpărat la prețul ăsta să costă mai mult. Ar fi o minciună din partea. Chiar 500 de euro dat pe el? Da, îmi dat 500 de euro pe el. Nu pare, eu vreau să nu pare, e complicat. De ce am mașina? Eu poftim? De ce am mașina? Sincer, nu mi-aduc aminte. Nu era din salon, nu era procurat. Așa variată, 500 de euro. Adică chiar dacă... Vreau tare să vă cred, adică 500 de euro, adică nu că nu vă cred, dar pur și simplu 500 de euro, automobil, mai mult sau mai puțin nou, el nu există nici, cred, chiar dacă e făcut așa. Eu știu că a fost discuția la capitolul ăsta, însă atâta timp cât avem o decizie care nu a fost contestată, eu nu știu. Deci, bine, haideți să fie asta... Nu, și mai am o întrebare foarte scurtă. Da, la fel am utilizat platforma Google și în contextul în care dumneavoastră aici ați spus de dosare, iarăși, da. Nu sunt judecător, nu sunt procuror, da. Dar dumneavoastră înțeleg că sunteți procurorul care a încetat urmărirea penală în cazul unor deputați în raport cu care Parlamentul a ridicat imunitatea? Haideți să răspund și la acest capitol. Nu, dar nu intrăm în detalii, nu facem justiție. Deci eu vreau să vă zic că la acel moment nu au fost administrate probe pentru a asigura drepturile și libertățile persoanelor în cauză. Mai mult ca atât. Vreau să vă zic că la capitolul acesta, deci avem conducătorul grupului de urmărire penală, care am făcut ședință comună și împreună cu el am decis scoaterea de sub urmărire penală, ori a fost scoasă de sub urmărire penală din lipsa intenției acestora de a săvârși infracțiunea. Totodată vă spun că cauza penală este la anchetă, la moment. Deci s-au făcut, chiar eu personal, după ce am scos persoanele în cauză, va mai mult aș spune că practic tot grupul de urmărire penală au scos persoanele, că acolo se vorbea despre un grup criminal organizat. Și odată ce șeful grupului de urmărire penală au scos 4 persoane, deci nu puteam, când eram inundați cu plângeri, vorbind de un grup criminal organizat, să vorbim că unul este vinovat sau nu, dar după ce am scos persoanele de sub urmărire penală, m-am asigurat prin întocmirea unei comisii rogatorii și o așteptăm, de fapt, din Federația Rusă, iar la momentul când va fi comisia rogatorii, atunci cu siguranță vom avea temeiul în cazul că se vor stabili circumstanțe noi, de a anula ordonanțele. În cazul nu văd o problemă. Atâta timp cât instanța de judecată nu se expune, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției. Grup criminal organizat sau organizație criminală? Deci grupul criminal organizat care făcea parte dintr-o organizație criminală. Nu intrăm în detalii. Vă referiți la grupul... Ce cauză penală este încă la încheză? Și ar fi abuziv din partea mea să ies din limitele... Deci grupul criminal organizat din cadrul unei organizații criminale. Asta este formula ambiția care s-a... Da, eu am și, vă rog să credeți că am și eu puțin emoți. Nu în fiecare zi stai în postura asta aici. Pe ce cauzele care dumneavoastră le menționați, lucrați una singură sau într-un grup de lucru? Eu sunt procuror pe exercitare. Am ofițerii și ofițerii de investigație delegați care sunt membri al grupului de urmărire penală. Vreau să vă zic că tot succesul meu a cauzelor penale diferite justiții este datorită grupului de urmărire penală. Cauzele penale care au fost expediate în instanță au fost datorită muncii noastre în echipă. Și vreau să vă zic că în cauzele penale unde nu s-a reușit de a fi influențată, ultimul an mi s-au retras și o parte din frânsele am auzit că au fost și clasate. Spre regret. La moment mi-a rămas o singură cauză penală și sunt convinsă că va fi deferită justiție. Probe sunt suficiente, cu atât mai mult că învinuitul este Codon. Vă rog și alte întrebări? Nu.
pentru noua atacite vieții dumneavoastră personale, eu vă propun ca dumneavoastră să ne povestiți ce activitatea dumneavoastră profesională, palmaresul dumneavoastră profesional, de când activitați, care au fost punctele deținute. Dacă deci, vă pot ajuta. Nu am la mine, dar... Victor, dacă este nevoie, puteți să trăiți. Prin ordinul procurorului general, în 2006, am fost numită în calitate de procuror interimar în Procuratura de Sporeni. În 2008 am fost transferată la Procuratura Botanică, iar în 2015, după desemnarea mea din partea Procuraturii Generale pentru a participa la un exercițiu practic din Marea Britanie, Britanie la National Crimes Agency, unde de fapt vreau să vă aduc la cunoștință că țara noastră a ieșit pe locul 2 și iarăși datorită echipei care a fost cu mine. Deci am reușit să revin în țară și după puțin timp mi s-a propus transferul la Procuratura Anticorupție. A fost o provocare pentru mine, să știți, funcția de procuror anticorupție, însă luând în considerație expertiza profesională dobândită pe parcursul acestor ani și cauzele penale instrumentate de către mine, consider eu că astăzi pot să zic că s-a meritat de a face acest pas major în cariera mea. Vreau să vă zic că în anul 2020, spre regret pentru procurorul anticorupție, însă un beneficiu pentru instituție a fost dosarul penal pe care l-am instrumentat vis-a-vis de acțiunile de trafic de influență manifestate de către un procuror din Procuratura Anticorupție, care a fost luat în flagrant și cauza penală expediată în instanță și, de fapt, anul acesta am dobândit și o sentință de condamnare. Și consider că fiecare persoană care îndrăznește să fiecare persoană angajată în calitate de procuror în procuraturile Republicii Moldova, deci care îndrăznește să facă acte de corupție, depășire atribuțiilor, abuz în serviciu, deci urmează a fi atras la răspundere, indiferent de situație. Și asta nu este greu. Trebuie să fie doar dorința managerului instituției, care după mine ar fi procurorul general, care după mine ar fi procurorii șefi, care sunt instruiți, care își asumă responsabilitatea pentru efectivul care îl are în subordine. Vă mulțumesc. Vă rog să vă expuneți un punct a dumneavoastră de vedere, să-i spunem așa. Se discute în societate, inclusiv în cercul de juriști, reformarea Procuraturii Anticorupție și preluarea unui model dintr-un stat european. Cum vedeți dumneavoastră? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Această intenție. Este o intenție, eu aș spune, este un obiectiv corect, o viziune corectă pentru o procuratură funcțională și pentru un procuror, pentru o instituție care luptă veritabil pentru a fi un stat de drept. Deoarece noi la moment întâmpinăm un șir de probleme la capitolul ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigație. Și vă zic de ce, deoarece suntem nevoiți să-i delegăm. Deci sunt mai mult ca atât. Expertiza tehnică nu ne permite. Noi când avem nevoie de a efectua măsuri speciale de investigație, iarăși apelăm la diferite instituții și consider că dacă va fi DNA, atunci cu siguranță statul nostru va avea posibilitate, eu știu, să-și reformeze. Deoarece, haideți să vedem, fața procuraturii ultimii 10 ani a fost într-adevăr lizată. Dar a fost vizată de către cine? De către noi. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Mulțumesc. Dacă sunt și alte întrebări, vă rog. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc mult pentru tot. Alte propuneri pe noi în agenda de durare?
aceea e audiența. Îl avem cu domnul Chertoată în ședință, avem sesizarea depusă de către dumnealui, eu i-am dat de citire. Ca să ne-am zis că... Îl ascultăm cu toții? Da, să ne ascultăm. Da, este. Vă rog, domnul. Mască prezentanță a Consiliului Superior al Procurorilor. Vă mulțumesc pentru această posibilitate. Lucrurile sunt foarte din scurt, de câteva ore. Dacă aș fi avut mai mult timp la dispoziție, veneam cu mai multe acte față de cele care vi le-am prezentat deja 22 de pagini. Vă spun absolut sincer, este o revoltă pe care este greu să o stăpânesc în legătură cu nominalizarea acestor două persoane, Dumitru Robu și Victoria Fordună, pentru funcția de procuror general interimar. Eu m-am expus public și acum 2 ani, când Dumitru Robu a mai fost odată desemnat în această funcție, și consider inadmisibil pentru procuratură că aceste două persoane, care au făcut aici nu altceva decât circ, ei stau unul lângă altul ani de zile, ei personal în doi, au încercat să mă intimideze, să mă preseze, să recunosc lucruri care nu le-am făcut la ei în birourile din Procuratura Anticorupție. Ei amândoi aici au venit doar să se ajute unul pe altul, ca să nu fie un singur candidat. Nu este clar care dintre ei face circul mai mare, Robu sau Fortuna. Acest Robu este autorul expresiei josnice CEDO cu virgulă IEDO. Martorul este domnul Malic și doamna Iobu, avocat. Schemați și întrebați. Dumnealor au în procedură dosare împotriva mea, care până astăzi încă nu sunt finalizate. Care este eficiența lor? La doamna Fortuna e dosarul cu hotărârile, executarea hotărârilor judecătorești și la ăsta, altul, la domnul Robu, este ăsta cu parcările cu plată. Din 2015 deschisă și unul și altul și până astăzi suntem la faza de urmărire penală într-un caz și în celălalt în primă instanță. Și au și abandonat dosarele, de acum l-au dat la alții, că nu le interesăm, zgonit de conținut. Este înregistrat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cererea subsemnatului a trecută de fața de admisibilitate privind suspendarea ilegală din funcții pe care au făcut-o Robu, Fortuna și Morari. Că ei trei veneau în morale de ordine, ei ceilalți doi veneau în instanță și apărau poziția Procuratorului Anticorupție. Sunt 4 documente internaționale, cel puțin, unde este menționat expres numele meu, care vi-am anexat. Rezoluția Parlamentului European din 2019. Ne-ați făcut referire. Da, recomandarea Consiliului Europei din 2017-2018 și un raport din 2017 și o recomandare din 2019, unde este expres menționat numele meu, Dorin Chertoacă, și scris negru pe alb, suspendare ilegală din funcții, persecuție politică și așa mai departe. Autorii acestor fapte sunt Robu Fortuna personal. Vă aduc geanta cu dosarul care are peste 20 de volume, unde e numele lor la fiecare pas. Eu am publicat grupul de lucru din care ei fac parte, primii pe listă. Dacă ei au ajuns să fie fața procuratorii, este mai mare rușine pentru instituție. Chiar dintr-o mie de procurori nu se poate găsi un om demn care n-a executat comenzile lui Plahotniuc și al lui Dodon Șor și toți ăștia, Platon și care mai sunt, să reprezinte procuratura chiar ca interimar. Care reforma justiției? Care schimbare? Care vremuri bune? Este strigător la cer, pur și simplu. Este inadmisibil. Eu câte minciuni am auzit numai de la ei și aici, mi se ridică, cum spun, părul în cap se ridică de la... Ai vedea cât de fățarnici și cât de tare se lingușesc pe lângă dumneavoastră și noua putere. Până și numele președinte a invocat-o de doamne, doamna Fortuna. Câtă dragoste! Dar când presau oamenii în biroul lor până la 12 noaptea, au chemat-o pe fosta prietenă. Domnului, spune să o impună, să spună precum că niște lucruri de-ale ei mi-a aparțin mie. Fortuna personală s-a mutat până la 12 noaptea, cu Robu, la ea în birou. Pe Chirinciu i-au trucat materialele la dosar și s-a dus Fortuna în pușcărie la Chirinciu să aranjeze echipurile oarecare recunoaștere cum să iasă ea pătată din dosar. De, ca să poată să vină la tribună și să spună la mine toate sunt cu condamnare. Eu sunt cea mai tare. Ăștia sunt procurori, ăștia sunt hoți. Ăștia sunt bandiți, ăștia sunt teroriști de procuratură. Trebuie dați afară, dar nu promovați în funcție. Mulțumesc.
întrebări, dacă sunt gata să răspund, dacă doriți să faceți întrerupere, eu pot să aduc materiale, inclusiv cererea depusă la CEDO și înregistrată, pe suspendare ilegală. Postul de ale subiectului internațional, eu le-am prezentat. Vă mulțumesc, doctor. Eu mi-asum orice risc. Poate să devine toți, orice fel de procuror în Moldova și nu vreau să mă bage la pușcărie. Eu am trecut peste Plahotniuc, peste Dodon, peste Voroniu. Și nu o să mă sperie de slujile lor și de instrumentele lor. Vă mulțumesc. Tot ce mulțumesc. Și dacă sunt careva discuții la acest moment, sau Consiliul Rămâne în Deliberare? Consiliul Rămâne în Deliberare. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât. Al desemna pe Dumitru Robu, procuror, adjunct al procurorului șef al Procuratorii Municipii Chișinău, candidat la funcția de procuror general interimar. A propune președintele Republicii Moldova pentru a fi numit în funcția de procuror general interimar candidatura domnului Dumitru Robu. Hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, directorul hotărât și poate fi contestată în condițiile articolului 191 Cod Administrativ la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea acesteia. Hotărârea va fi transmisă și președintelui și aparatului. Doamna Irina, vă apropiați, vă rog. Hotărârea este clară? Da. După cum am anunțat, mi-ați participat mai departe la ședință, las loc, dacă nu? Da. Mai departe, ce urmează să fi discutat? Noi mai avem un subiect pentru examinare. Nu ține de candidatul la funcție de procuror general interimar. Am să ia discret în cazul în care am să văd că nu președintele, dar o să primim. Când atunci stau mai sau să-mi întreagă subiect. După cum am anunțat, în cadrul acestei ședințe, și anume care s-a început după orele 3, m-am urt de examinare 3 cereri. Ultima cerere este a domnului Fortună Victor, care a fost desemnat procuror pentru examinarea aspectelor evocate în adresarea domnului Iulian Car. Vă dau citire. Că i-a fost domnului Victor Fortună înaintat, după cum am menționat, de către avocatul bănuitul străinătul Alexandru Vasile Dăptor, o cerere de recuzare și respectiv solicită ca să fie desemnat un procuror de CSP ca să poată examina această cerere de recuzare. Asta este una dintre cereri și a doilea cerere solicit la Consiliul Superior al Procurorilor desemnarea efectuării urmăririi penale de un grup de procurori sub conducerea subsemnatului, adică sub conducerea lui domnului Victor Fortună. Acestea sunt solicitările procurorului Victor Fortună. Vă expuneți, vă rog. CSP-ul nu examinează asemenea întrebări. Cum s-a expus și domnul Roșca? Nu este competent. Deci este de competența procurorilor ierarhic superior în cazul de față. Deci procurorul general. Procurorul general. Sunteți tot de părere pentru a fi expus de procurorul general? De eu să vă rog la vot. Să vă expuneți. Consiliul a decis de a expedia la Procuratura Generală cererile depuse de către domnul Victor Fortună pentru o examinare conform competenței. Și cu aceasta, ședința Consiliului Superior al Procurorilor a luat sfârșit. Subiectele care au fost impuse pentru ordinea de zi au fost examinate. Ședința se declară închisă. Se redactează. Da. Colegi, haideți să mai rămânem 5-10 minute.